Orhei și Rezina se află în topul raioanelor cu un nivel al criminalității în creștere. În prima jumătate a acestui an, în raionul Rezina au fost înregistrate cu peste 50% mai multe infracțiuni în raport cu aceeași perioadă din 2012. Acest lucru plasează raionul Rezina pe al doilea loc în Republică după Fălești, conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică. În raionul Orhei, nivelul criminalității a sporit cu circa 30%. Totodată, Orhei se află pe primul loc în Republică după numărul de infracțiuni săvârșite în perioada ianuarie-iunie curent. Din cele 504 infracțiuni înregistrate la Orhei, în jur de 50% revin furturilor. Aproximativ 10% au fost omoruri, violuri, jafuri, vătămări intenționate grave și infracțiuni legate de droguri.